pib României a crescut în primul trimestru din 2021 cu 2,8% față de trimestrul anterior, dar a scăzut față de primul trimestru din 2020 cu 0,2%, potrivit datelor INS privind evoluția economiei pe primele trei luni din acest an. Economiștii se așteptau la o creștere de cel mult 1% față de trimestrul anterior și la o contracție mai mare față de primul trimestru din 2020. Față de același trimestru din 2020, produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 0,2% pe seria brută și nu a înregistrat nicio modificare pe seria ajustată sezonier. În luna martie 2021, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor în termen nominali a crescut față de luna precedentă, atât ca serie brută cu 14,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 2,9%. În perioada 1 ianuarie 31 martie 2021, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor în termen nominal a crescut față de perioada similară din 2020. Cifra de afaceri din industrie în luna martie 2021, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe total cu 16,7% datorită creșterii înregistrate în industria prelucrătoare și în industria extractivă, a comunicat INSM.